Povestiri biblice din Noul Testament. Împărăția cerurilor. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate națiunile vor fi adunate înaintea lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântați-i tatălui meu, moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost trăin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și m-ați vizitat, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Doamne, când te-am văzut bolnav sau în temniță? Niciodată nu ți-am dat de mâncat sau de băut, stăpâne. Nici eu, Doamne, nu ți-am cunoscut fața până acum. Adevărat vă spun, de câte ori ați făcut acestea unuia dintre acești neînsemnați, mie mi le-ați făcut. Ai auzit? Ai auzit? O, liniște! Într-adevăr, omul acesta e înțelept. Știam că așa vei crede. Nu ți-am spus eu, David? Cum poți să spui că e înțelept? Nu face decât să spună istorisiri prostești. Semănători, semințe, copac de muștar, nonsens. Poate că vrea ca noi să descoperim semnificația pentru noi înșine. Sau poate nu. Ba nu, e adevărat. Istorisirile lui au un înțeles ascuns, secretele împărăției cerurilor. Dacă secretele împărăției cerurilor ar putea fi învățate, ar fi predate de un rabin. Șș, liniște acum. Iisus e gata să predice. Cine are urechi de auzit, să audă. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat grâu în țarina sa. Dar pe când el și slujitorii lui dormeau, a venit vrăjmașul lui și a semănat neghină între grâu. Și a plecat. Când au ieșit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Nu știu cum s-a putut întâmpla așa ceva. Noi am plantat semințe bune. Știu că așa am făcut. Nu este vina ta, prietene. Un vrăjmaș a făcut asta. Voi smulge neghina, stăpâne? Nu. Dacă smulgi neghina, e posibil să smulgi și grâul. Lăsați-le să crească împreună până la seceriș. Iar la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: smulgeți neghina și legați-o în snopi ca să o arde. Thank you.
Iar grâul, strângeți-l și puneți-l în hambarul meu. Înțeleg, înțeleg. Grâul reprezintă oamenii buni, iar neghina... Acum și tu înțelegi toate prostiile astea? Cred că da. Păi, credeam că am înțeles. Tu nu? Acest om spune numai blasfemii și ticăloșii. Aveți grijă, voi toți! Vino, Ieremia! Am spus că plecăm, Ieremia! Vino acum sau vei fi alungat din sinagogă pentru totdeauna! Vin! Vin acum! Nu-i așa că de fapt nu voiai să stai? Nu, desigur! Era doar plăcut să fii afară! Asta-i tot! Aerul proaspăt și... Cine are urechi de auzit, să audă. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Tot ce am, voi vinde tot ce am, să pot ține în mână perla. Nimic din tot ce am nu valorează ca perla pe care o țin în mână. Mai strălucitoare ca soarele, mai clară decât sticla, mai dragă decât aurul e perla. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția lui Dumnezeu. Este viața cu Domnul meu, perla. Tot ce am este doar cenușă și țărână. Acum că am văzut perla, nu voi avea odihnă. Nu voi fi împlinit până când nu va fi a mea. Strălucind pentru totdeauna împărăția lui Dumnezeu, perla. Voi strânge tot ce am, tot ce am cunoscut în această lume tristă, plăceri și posesiuni le dau în schimbul unui lucru strălucitor. Tot ce am este doar cenușă și țărână. Acum că am văzut perla, nu voi avea odihnă, nu voi fi împlinit până când nu va fi a mea. Strălucind pentru totdeauna împărăția lui Dumnezeu. Eu trebuie să plec. Dar, David, el nu a terminat. Nu mai vreau să ascult nimic. David, ce s-a întâmplat? Să renunț la tot ce am? Asta e ceea ce spune. Că trebuie să renunț la tot ca să-l urmez. David, știi că spune adevărul. Am muncit din greu, Sara. Mi-a luat 10 ani lungi. Munca este viața mea.
valorează ea mai mult decât împărăția cerurilor? Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Eu nu pot. Cine are urechi de auzit, să audă. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. 5 dintre ele erau înțelepte și 5 nechipzuite. Și ce dacă, Lea? Am uitat uleiul pentru lămpile noastre. Nu contează. Oricum nu înțeleg de ce ne-ai spus să le aducem. Nu avem nevoie de ele ziua la miaza mare. V-am spus, uneori mirele nu ajunge decât foarte târziu. Uneori? Te îngrijorezi prea mult, Lea. Totul va fi bine. Vom porni spre nuntă, la apusul soarelui. La apus? Ha, e puțin cam târziu, nu? Vreau să mă asigur că toată lumea are șansa să ajungă acolo. Nu trebuie să te îngrijorezi pentru asta, Iuda. Tot orașul așteaptă să te însoțească la nuntă. Oare am ratat venirea mirelui? Cum să o ratăm? Am fost aici toată ziua! Nu știu ce faceți voi, dar eu mă voi culca! Trezește-ne când ajunge mirele, Lea! Stăpânul Iuda sosește! Stăpânul Iuda sosește! Încolonați-vă să mergem la nuntă! Stăpânul Iuda sosește! Încolonați-vă să mergem la nuntă! Stăpânul Iuda sosește! Privește! E aici! Sosește! Stăpânul Iuda sosește! Stăpânul Iuda sosește! Încolonați-vă să mergem la nuntă! Stăpânul Iuda sosește! Încolonați-vă să mergem la nuntă! Stăpânul Iuda sosește! Stăpânul Iuda sosește! Încolonați-vă să mergem la nuntă! Stăpânul Iuda sosește! Stăpânul Iuda sosește! Încolonați-vă să mergem la nuntă! Stăpânul Iuda sosește! Stăpânul Iuda sosește! Încolonați-vă să mergem la nuntă! Stăpânul Iuda sosește! Stăpânul Iuda sosește! Sosește! Stăpânul Iuda sosește! Încolonați-vă
Să mergem la nuntă! Stăpânul Iuda sosește! Sosește! Stăpânul Iuda! A mai fost prin partea aceasta a orașului de câteva ori, Iuda? Domnule! Ești sigur că toți au avut șansa să audă? Sigur că da! Eu nu vreau să rămână cineva pe din afară. Stăpânul, Iuda sosește! Oh, nu, am anunțat suficient. Bine, atunci, mergem acum spre nuntă. Stăpânul, Iuda sosește! Încolorați-vă să mergem la nuntă! Stăpânul, Iuda sosește! Sosit. Repede, trece alea nuntașilor. Așteaptă! Așteaptă-ne și pe noi! Vino aici, dă-ne și nouă din uleiul tău. Nu putem vedea. Dar atunci rămânem toate fără ulei. Lea, grăbește-te. Vino aici. Îmi pare rău, Simona. Vreau să te ajut, dar dacă nu plecăm acum, toate vom rata nunta. Băteți la ușile acestea. Încercați să cumpărați ulei. Grăbiți-vă! Doamne, venim înaintea ta. Iuda! 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 Cine strigă? Prietenii tăi! Prietenii tăi! Vă cunosc? Ridicați lămpile ca să vă pot vedea fețele. Păi, nu avem ulei. Ni s-a stins flacăra. Dacă sunteți prietenii mei, de ce n-ați venit când v-am chemat? Vino, Iuda, este timpul să începem. Îmi pare rău. Nu vă cunosc. De aceea vegheați, căci nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Veniți din nou mâine. O să mai puteți auzi învățăturile lui Iisus. Învățătorule, de ce le vorbești oamenilor în pilde? Nu ar fi mai ușor să vorbești oamenilor direct? Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu le-a fost dat. Nu vrei ca ei să priceapă, Doamne? Ba da, dar urechile lor sunt astupate și ochii lor sunt închiși. Dar ferice de voi toți, pentru că vedeți și auziți aceste lucruri. Pilda semănătorului, stăpâne, este acolo ceva ce nu înțeleg. Vino. Stai lângă mine. Un semănător s-a dus să semene. Pe când el semăna, o parte din semânță a căzut lângă drum. Știu că tu ești semănătorul, Doamne, și că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, dar
Ce înseamnă sămânța căzută lângă drum? Când cineva aude cuvântul lui Dumnezeu, dar refuză să-l înțeleagă, cel rău vine și răpește ce a fost semănat în inima lui. Asta reprezintă sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel care aude cuvântul lui Dumnezeu și îl primește cu bucurie. Dar când apare focul prigonirii, credința lui moare, iar el se ofilește, pentru că sămânța nu a prins rădăcină în inima lui. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările lumii acesteia și înșelăciunea bogățiilor înneacă cuvântul și ajunge neroditor. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul, îl înțelege și aduce rod. Un grăunte dă 30, altul 60, altul 100. Așa va fi și la sfârșitul lumii. Împăratul le va spune celor de la dreapta sa: veniți, binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.